distinsă doamnă Selingauer, doamnelor și domnilor miniștri, distinși reprezentanți ai instituțiilor implicate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, mă bucur foarte mult că ne vedem în acest format, un format, îi spun din nou, special, pentru că, practic, Comitetul Interministerial de Coordonare se desfășoară având plăcerea și onoarea să beneficiem de prezența reprezentanților Comisiei Europene și acest lucru se întâmplă la scurt timp după ce am avut posibilitatea să am întâlniri bilaterale la Bruxelles cu doamna președinte von der Leyen, cu diversi reprezentanți ai Comisiei Europene, sigur, toate acestea vizând în mod deosebit angajamentul nostru pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Această întâlnire este cu atât mai importantă cu cât avem posibilitatea să discutăm aplicat măsurile pe care noi le-am luat până în acest moment și totodată să avem o evaluare împreună în urma căreia să putem să identificăm soluțiile astfel încât să avem asigurată coerența implementării măsurilor din plan. Este foarte clar pentru noi toți că în momentul în care planul a fost aprobat și a avut ca destinație redresarea și consolidarea rezilienței Uniunii Europene în urma pandemiei de COVID-19. Iată, în acest moment avem o dinamică a efectelor altor crize care afectează atât Uniunea Europeană cât și ceilalți parteneri, iar noi în calitate de membru al Uniunii ne-am angajat să facem tot ceea ce depinde de noi astfel încât să putem să fim un contributor la tot ceea ce înseamnă soluții pentru a întări capacitatea de reziliență și sigur a avea un parcurs coerent pentru redresare. Rămânem așadar, așa cum am precizat și la întâlnirea cu doamna președinte von der Leyen, angajați în implementarea PNRR. Sunt aspecte care au fost de altfel probate prin modul în care am reușit să ne îndeplinim jaloanele și țintele pentru prima cerere de plată, primele 21 dintre acestea fiind deja analizate și aprobate de către Comisie și vă mulțumim.